Partidul Comuniștilor din Moldova a organizat un meeting festiv dedicat celor 107 ani de la Revoluția din Octombrie. Lângă monumentul lui Vladimir Lenin amplasat pe teritoriul Moldexpo, aceștia au remarcat felul în care acest eveniment a schimbat cursul istoriei și au menționat despre influențele pozitive pe care le-a avut asupra dezvoltării Rusiei și a celorlalte 15 republici din componența URSS. Cel mai important rezultat după toate celelalte reforme socialiste și după Revoluție a fost acea prietenie de neclintit dintre popoarele frățești. 15 republici au fost unite. În Uniunea Sovietică nu existau probleme, divergențe naționale sau de alt gen. Și toate se dezvoltau proporțional. Toate republicile își construiau statalitatea, dreptul lor suveran de a-și rezolva problemele lingvistice educaționale. Mă bucur foarte mult că, în ciuda acestei propagande negative, închiderea posturilor TV, oamenii își amintesc și știu că singura cale în dezvoltarea umanității este dezvoltarea pe calea socialistă. Astăzi, în condițiile actuale, când reprezentanții autorităților au preluat această putere, când o folosesc în scopuri personale, ne aflăm în circunstanțe în care experiența acelei revoluții este relevantă pentru Republica Moldova. Este absolut important pentru noi să ne amintim, să învățăm acest lecții și să le punem în practică. Cei prezenți la eveniment au mai precizat că la 107 ani de la Revoluția din Octombrie putem observa că impactul său rămâne profund în istoria politică globală. Această revoluție a schimbat cursul istoriei și a arătat cât de puternică poate fi dorința de schimbare a unei societăți nemulțumite de inegalități și injustiții, au menționat vorbitorii. La închiderea evenimentului, reprezentanții partidului PCRM împreună cu un grup de cetățeni au depus flori la monumentul lui Lenin. Ura! Evenimentul istoric, cunoscut ca Revoluția din Octombrie sau Revoluția Bolșevică din 1917, a fost lovitura de stat prin care bolșevicii au preluat puterea în Rusia. Lovitura de stat a fost organizată de bolșevici sub conducerea lui Vladimir Ilich Lenin și este considerată drept prima revoluție comunistă din secolul al XX-lea.